Bună, eu sunt Daniela Firulovici, psiholog, psihoterapeut și trainer. Controlăm subiectul cum le vorbim copiilor despre divorț. Dacă în videoul anterior am vorbit despre cum ne pregătim noi înainte să le spunem copiilor, acum ne vom uita efectiv la cum le spunem copiilor despre divorț. În primul rând, tot ceea ce urmează eu să vă povestesc e nevoie să fie adaptat la vârsta copilului și la nivelul său de înțelegere. 1. Putem să începem prin a le spune copiilor despre diferitele tipuri de relații, despre felul în care unele relații de prietenie se pot încheia, însă alte relații de rudenie nu se încheie. Și pentru a-i fi mai ușor copilului să înțeleagă, putem să ne folosim de niște figurine Lego, de păpuși, mașinuțe sau animăluțe de pluș. De exemplu, mama urs are o prietenă cu care nu se mai înțelege și decide să nu se mai întâlnească. Dar mama urs și copilul urs rămân în continuare în relație chiar dacă se ceartă. E foarte important să punem accentul pe faptul că, deși părinții divorțează, indiferent de cât de tare se ceartă cu el, nimeni nu va divorța de copil. 2. Putem continua prin a-i povesti copilului despre ce se va întâmpla clar, concret, cum se va schimba viața lui după divorț. Dacă, de exemplu, mama va avea o casă și tatăl o altă casă, el atunci o să aibă două case. 2 săptămâni locuiește într-o casă, 2 săptămâni locuiește într-o altă casă. Și așa mai departe. 3. Putem să-i povestim despre faptul că orice schimbare presupune un nivel mare de dificultate. Îi putem aminti despre cât de greu i-a fost atunci când a învățat, de exemplu, să scrie sau să meargă pe bicicletă sau să se dea cu rolele. Cum la început nu putea să facă asta și se părea aproape imposibil, iar acum se descurcă atât de bine și este atât de ușor. Și să-i amintim că așa va trece și prin această perioadă. 4. O bună comunicare este esențială acum. E important să poată copilul să vină spre părinți și să povestească despre ce dificultăți are, despre dacă se întâmplă eventual să râdă copiii de el la școală pentru că au aflat că divorțează, pentru că astfel de lucruri chiar se întâmplă. Sau să poată copilul să vină să aibă o discuție cu părinții despre diferitele întrebări pe care le are. 5. Reușim să ne punem de acord cu soțul sau soția și să-i transmitem aceleași informații copilului. Spuneam mai devreme cum comunicarea este cheia. Ei bine, dacă transmitem informații diferite, copilul va fi mai confuz și își va pierde încrederea în unul sau în celălalt și acum este crucial să reușim să păstrăm o relație bună atât tatăl cât și mama cu copilul. Atât cât de bine se poate. Dar această relație de încredere poate să fie mult zdruncinată dacă, de exemplu, să zicem că divorțul s-a întâmplat din cauza infidelității unuia dintre soț sau soție și soțul îi spune copilului că divorțează pentru că, iată, nu se mai înțeleg, iar mama îi spune copilului că divorțează pentru că tatăl este un afemeiat. E nevoie să evităm astfel de situații. Așa cum spuneam, reamintesc importanța adaptării întregului mesaj la vârsta copilului. Și acolo unde apar dificultăți sau simțim că avem nevoie de mai mult sprijin, putem oricând să apelăm la ajutor specializat din partea unui psihoterapeut. În acest video v-am vorbit despre cum să-i spunem copilului despre divorț. Și dacă doriți, puteți să urmăriți și videoul anterior în care vă spuneam cum să vă pregătiți înainte de a-i spune copilului despre divorț. Eu vă doresc ca, dacă ați decis să divorțați, să fie într-un ceas bun și să reușiți să faceți ca acesta să fie un pas înainte atât pentru propria persoană, cât și pentru întreaga familie, inclusiv pentru copii.